Sunt Ervin Kessler, directorul Muzeului de Artă Recentă, sunt istoric și critic de artă și la Muzeul de Artă Recentă, la Mare, facem expoziții cu artiști români, expoziții cu artiști internaționali și avem o colecție permanentă de artă românească după anul 1965. Sunt Roxana Gamart, fondatoarea Galeriei de Artă Contemporană Mobius, unde organizăm și producem expoziții de artă contemporană. Încercăm să ne focusăm pe un program cât mai viu și care să aducă în fața publicului din România artiști din Europa de Est. Bună ziua, bine v-am găsit, la mulți ani! La mulți ani! Sper să avem un an bun, un an mai bun decât cel care a fost și cred că merităm și noi în sfârșit după 2020, să fie bun. 2021, merităm în sfârșit un an 2022 în care arta, cultura să revină în forță în casele oamenilor, în spațiile culturale, să fie pline de public, de oameni, abia aștept, nu? Cum e la Muzeul Mare Ervin Kessler? Deja bine de la început, a fost foarte bine spre sfârșit, dar eu spre sfârșitul anului 2021, dar este un lucru care se întâmplă în fiecare an, pentru că sunt foarte mulți români plecați și care revin de sărbători în țară și după furia culinară a Crăciunului. Simte nevoia exact. Lumea să se... Dar nu e neapărat o nevoie de aici, este o nevoie pe care ei o perpetuează de acolo. Ce frumos! Aceea între Crăciun și Anul Nou umblă în oraș, în special în zone culturale și avem public, am avut în fiecare an din 2018 până acum, la sfârșit de an, sfârșit de decembrie și început de ianuarie, primele zile de ianuarie, înainte de a urca toți în avion și a pleca, o afluență foarte mare de public românesc, pentru că altfel, înainte de asta, sunt destul de mulți străini care vin tocmai pentru a face sărbătorile în țară. Dar publicul n-a fost de data aceasta atât de mult ca de obicei, în special acum, la început de ianuarie, la sfârșit de decembrie a fost, pentru că dintr-o dată a venit această nouă serie de restricții, da, 50%, da, 30%, da, vin așa una după alta și deja e ca un fel de bulgăre de zăpadă mental, pentru că oamenii se pregătesc să nu mai vină. Da, evident, pentru că au deja două experiențe, dacă nu știu. Și deja nu mai vin pentru că au această pregătire că va fi mai rău și într-o dată apare o reținere interioară. Pentru că altfel, a merge la un muzeu, a merge într-o galerie de artă, este un moment de bucurie, nu poți absolut, să mergi. Adică nu mergi ca la farmacie. La farmacie stai la coadă. Aș vrea eu să se înțeleagă și de asta insist cu acest tip de întâlniri cu oamenii implicați în sectorul cultural că avea muzee, avea spații de dans, de artă contemporană, avea teatre, avea săli de muzică, de film, de prezentarea producțiilor cinematografice, este absolut normalitate, nu e lux, nu e răsfăț și așa, dar face cu conștiința, chiar cu conștiința națională, în Australia. Sunt neesențiali, da. Pentru că încet, încet văd că au început și ei să, nu neapărat să se considere, dar s-au resemnat în ideea în care, da, noi suntem neesențiali. Și atunci, pentru că suntem neesențiali, în noi nu se investește, noi nu primim finanțări, noi nu primim sprijin de la stat. Roxana Gamarț, la voi, la galerie, cum e, la Mobius? Vine lumea, am avut destul de mulți vizitatori, într-adevăr, și nu doar spre final de an, în general tot anul am susținut un program expozițional destul de alert și oamenii au venit. Am observat chiar o schimbare în rândul publicului, în sensul că vin mai mulți tineri. Dar, într-adevăr, apare un soi de epuizare emoțională de la un punct încolo, în rândul actanților. Și e firesc să fie așa. Pe de altă parte, există și motorașul ăsta care ne ține pe aceeași viteză. Cred în continuare în importanța tuturor evenimentelor la care lucrez și la care lucrează și colegii mei din celelalte galerii, din muzee. Este o zonă esențială, cred, pentru orice națiune, cea culturală. Și este foarte, foarte important să o menținem la suprafață. Au fost câteva, acțiuni prin care s-au făcut achiziții în zona de artă contemporană.
și din zona aceasta a Muzeului Național de Artă Contemporană, a fost anul trecut sau acum? Anul trecut. Da, anul trecut, la fel adică Muzeul de Artă Recentă. În 2020. Dacă 2020. Avem senzația să da, suntem la începutul 2022, nu suntem încă în 2022. Da. Muzeul de Artă Recentă iarăși a făcut achiziții, dar sunt și entități private. Avem colecționari adevărați în ceea ce se înțelege. Pe degetele de la două mâini avem? Da. Avem. Da, ei putem număra, dar avem ce număra încă. Avem ce număra, și da. Numărându-i pe acești colecționari, făcând așa un raport, mă gândesc că... Ca la Pristan, da, cu... Da, și mai numeri încă o dată pe aceiași. Apropo de ce se întâmplă în America, de ce se întâmplă în Europa, că există foarte multe galerii de artă contemporană. Și evident, pentru că există galerii, există cumpărători, sau de fapt, pentru că există cumpărători, există galerii. Cum e raportul ăsta la noi, apropo de faptul că cumpărătorii se numără pe degetele? E o întrebare răutăcioasă, pentru că știi cum stă situația. Evident, raportul este dezastruos dacă te raportezi la Statele Unite sau la Europa. Nu e nicio legătură, nu e chiar nicio legătură, însă este bine să ne raportăm tot la noi înșine, la ceea ce eram înainte. Asta și e important. Cum, cred că este... Sesizați o creștere? O creștere nu, dar am scăpat într-un fel de plafonare. A fost acum câtva timp, acum câțiva ani și chiar în special în 2020, spre mijlocul 2020, o stare de dezangajare și de demoralizare extraordinară. Cred că se prefigura o lungă epidemie, o lungă pandemie, și oamenii deja își luaseră măsura blazării din timp, ceea ce e ușor la români. Da, e una dintre capacitățile noastre de a ne blaza rapid. A apărut această stare de blazare. Aici și... intră latura de filozof al lui Edwin, că eu n-am apucat să mă prezint oricum. Eu zic că asta e o realitate, aici nu e o speculație. Da. Românul este ironic până la ultima, sarcastic până în ultima clipă și blazat din prima. Autoironia ne caracterizează, dar pe de altă parte imediat suntem... Atunci a fost un moment, de demoralizare masivă și pe un fundal financiar foarte prost. Nu se știa dacă vor veni, de unde vor veni, câți vor veni, când vor veni ceva bani. Orizonturile erau limitate. În Germania și în deja s-au mișcat rapid, s-au mișcat rapid, însă după aceea, încet încet s-au creat, pe de-o parte, câteva canale de susținere și voia să fost printre cele mai rezistente și nu neapărat consistente, că buget mic... Un buget mic cu care am încercat să sprijinim câte puțin pe fiecare. Exact. Au apărut aceste canale de susținere și apoi a crescut moralul. Pe parcursul acestui an aș putea spune că moralul a fost foarte susținut la noi, expoziții bune cam peste tot. Am și noi, în Muzeul de Artă Recentă Mare, am reușit să aducem chiar peste așteptările noastre, deși și anul trecut am avut 4 artiști internaționali expuși și anul acesta la fel 4 artiști. Apropo de artiști internaționali, suntem interesanți ca piață suntem pentru artiști internaționali? Indiscutabil suntem interesanți, dar nu suntem interesanți pentru piață. Niciun artist aici nu vorbesc despre artiști internaționali. Adică dacă care un vin artist internațional cu faimă, despre asta vorbim. Cu box office. Da. Își dorește, e interesat să fie expus în România? Sunt deschiși. Prima observație, vorbim cum ai spus despre artiști cu box office. Asta întrebarea era dacă suntem interesanți. După aia vine și întrebarea dacă suntem interesați. Exact, asta este o altă întrebare. O să vă răspund pe scurt la toate aceste întrebări, pentru că erau mai multe întrebări într-una singură. Unu, suntem interesanți pentru că suntem necunoscuți. Este surpriza, eu nu de atâția ani și suntem deja la 12 expoziție cu artiști internaționali de prim ordine, acum știți foarte bine, am adus numai artiști marcanți. Prima reacție este România. Wow. N-am gândit niciodată la asta. Nu mă așteptam. Prima reacție este surpriza. A doua este cea tehnică. Adică ce aveți, unde se poate. Nu nimic financiar. Financiarul vine foarte târziu și în cazul marilor artiști, recunosc că pare șocant, nu există. Wow. Și nu există. Deci nimeni, niciunul dintre cei cu care am colaborat, de la Jeff Wall, Martin Creed, Thomas Roof, Haimo Zobernik recent, Valley Export, nu s-au gândit la beneficii. Deci niciun. Deci este extraordinar. E un lucru... Și la unde sunt expuși? Unde se găsește locul? Cum arată locul? Care sunt facilitățile? Ce se poate face? Mm-hmm. Și apoi, deci discuțiile au fost foarte tehnice.
noi de fiecare dată, eu de fiecare dată le-am dat planurile în detaliu, pe fiecare am lucrat cu fiecare artist, fiecare bucățică de lucrare, de instalații, când vorbim despre instalații, unde va sta. Tot acest lucru a funcționat, pentru că faptul că oferi un loc compatibil cu așteptările lor, într-un loc incompatibil cu așteptările lor, da. România. Da, da. Cum spunea Jeff, acum dacă am mers în România, poți să mergi și în India? Și i s-a părut cel mai la est. Chiar așa, avea două opțiuni atunci, avea două propuneri, două muzee importante. Deci există India și mai China. La est, dar... Da, deci noi eram cel mai la est, adică pentru el, venit din Canada, să ajungi până în România, era deja un pas spre India. Wow. Așa, deci este incompatibil cu sfera în care se desfășoară România, incompatibil cu sfera în care se desfășoară de obicei activitatea acestor artiști mega faimoși. Iar după aceea urmează, cum spuneam, strict compatibilitatea tehnică. Uh-huh. Ce spațiu oferi, cum îl oferi și toate. Deci din pricina asta a funcționat foarte bine și evident s-a și creat o rețea. Acum când mă adresez altor artiști, am început cu artiști pe care îi cunoșteam personal. Și acum deja aveți un box office. Deja am auzit, dar mi-a spus cu tare, că știu că... Okay. Da, pentru că ei discută. Ei da, evident, există o lume mică, o lume foarte mică, în care majoritatea au relații bune între ei. Și chiar dacă nu au relații bune, obțin, ca întotdeauna obții și reacții de felul acesta. Cu tare, nu. Sigur. Deci există și bârfe, însă cel mai important este că ai pus un steguleț pe hartă. Da, cred că asta este cel mai important, că ai pus pe o hartă improbabilă. România are un steguleț și asta este, zic, un punct important. Pe de altă parte, există întrebarea că există foarte mulți artiști tineri, deci care nu sunt faimoși și care probabil mulți dintre ei nu vor fi niciodată, pentru că este un mecanism extrem de complicat. Nu intrăm în discuția asta, da. Să ajungi faimos, adică realmente faimos, asta nu se intri în istoria artei. E o construcție demențială, însă artiști tineri, la rândul lor, vin foarte des și foarte mulți aici în București și expun permanent, în sensul că în permanență găsești artiști tineri, internaționali, expuși în București. Acolo este cu totul alt interes. Este un alt București și știi că am avut această și recent, dar nu te-am pus la curent, vom relua discuția privind Mogodorf, adică rezidențele cu Germania. Foarte importante. 14 foarte ani importante totuși. Foarte importante pentru că ne conectează, totdeauna am susținut ideea cu asta. Cu alt tip de artiști, cu alt tip tineri. De artiști, pentru că voi deja sunteți afară, de mult, artiștii vizuali. Spuneam înainte de a începe filmarea că dacă autoritățile române ar înțelege beneficiile de imagine, ar fi fanii voștri numărul unu. Pentru că absolut. Sunt artiști români departe în lumea largă, da. Care expun și care n-au fost sprijiniți încă de la început din fonduri publice să creeze, nu au primit ateliere, nu, tot ce poate primi un artist ca să poată fi sprijinit de cetate, de comunitatea, da. Din care provine. Asta e aproape o tradiție în România, adică să ne amintim de Brâncuș, care n-a avut cea mai bună exact. Susținere în România. Și pe care l-au adoptat francezii sigur. Foarte frumos. Și istoria se repetă. Revin artiștii și tineri care vin la noi și spun că vin din cu totul alt considerent decât ceilalți. Ei vin pentru că e un steguleț. București. Iacă. Deci pentru ei, exact. Ei vin că știu de București și vor la București. Și aici vine cu tot din alt motiv. Motivul Bucureștiul atractiv. Cluburilor de noapte, al experiențelor limită, al ciudățenilor, a fi... Pe, cu asta tot. E frumos, e bine că suntem exotic. Pe hală. Un oraș, da. Un oraș exotic, dar despre care are o faimă deja. Deci, aici s-a creat așa. Nu e o faimă care ține neapărat de cultură. E o faimă care ține de tot ceea ce înseamnă civilizația. Dar cum să facem? Metropola București. Cum am face să totuși îi dăm Bucureștiului și o faimă pe zona culturală? Pentru că, din păcate, patrimoniul orașului s-a cam distrus. Nu e un oraș de patrimoniu în care vii să vezi clădiri istorice, în care vii să vezi arhitectură. Am avut, aici mai avem ceva, dar da, departe... Dar e alt public acela. Dacă vorbim despre cei care au... Alt public care, care ar veni... Alt tip de vizitator străin care ar veni pentru acest tip de turism despre dar care ar veni să, pentru un turism ar veni cultural. Și pentru ruine. Sunt tineri care vin pentru ruine, sunt tineri care vin pentru blocurile din militar, din Balta Albă, tineri internaționali. Pentru că este un tip de experiență care nu este acolo. Adică un gen de ghetou în care progresismul și-a frânt gâtul. Și în care un alt tip de subcultură de underground înflorește acum,
Asta este un fapt, e o platformă. Cum am face să-i aducem să aducem un public avid de cultură? Care că să vină... E un proces, nu se va e un proces clar. Noapte. Adică deja cred că, așa cum spunea și Ervin, lucrurile au evoluat destul de mult în ultimii ani, s-au pus niște stegulețe. Și cred că asta e soluția, să continuăm să facem evenimente expoziționale cât mai bune, dar de calitate. Din partea autorităților, pentru că noi suntem un centru cultural al primăriei municipiului București. Încercăm cât putem noi individual să sprijinim. În limita bugetelor pe care primăria ni le dă, avem niște limite. Da. E clar că noi nu putem rezolva sistemic. Nu putem, oricât aș încerca, nu se poate. Ar trebui să găsite niște soluții la nivel de strategie. Strategie națională, strategie locală, sau internațională. În discuțiile cu cei din sectorul dansului contemporan, ei spuneau, uite, ar fi util dacă s-ar face o mapare a spațiilor culturale, a companiilor care oferă producții de dans contemporan. Și din când în când această mapare să existe și să se actualizeze, să se știe câți actanți sunt în zona asta și în funcție de asta, cum trebuie sprijiniți, făcut o strategie pe zona asta. Probabil că și în zona atelor vizuale ar trebui făcut la fel, văzut câte galerii sunt, câte galerii pur comerciale. Dar asta, aici o să întrerup, pentru că asta nu are de-a face cu exact ceea ce doreai tu cu înainte, când spuneai, un număr mare de vizitatori din străinătate care să vină avizi către noi, adică cum ar veni cohorte, nu? Da, da, da. Praga, da. Bucureștiul, noua Praga. Noi ne-am rupt gâtul pe Prag, spre Praga, dar se poate face, dar cu totul altfel. Adică asta e bine de făcut, ceea ce spuneai, dar pentru un public extrem, știi, extrem, infim, care este foarte interesat de lucrurile acestea. Din păcate, asta este realitatea. Nu, se face foarte bună și multă și excelentă treabă în dansul contemporan, în muzica experimentală contemporană, în arte, nu mai vorbesc, dar pentru a aduce acele cohorte de vizitatori care să schimbe cu totul imaginea Bucureștiului la nivel internațional, îți trebuie evenimente foarte mari. Pentru evenimente foarte mari îți trebuie nume foarte mari. Nu avem nume foarte mari. Trebuie să fim și onești. Da, da, da. Adică dacă faci o mega expoziție, Corneliu Baba. Deci, ok, rămâi tot în la nivel un fel de festival, un festivalul Enescu, Corneliu Baba. Nu. Un festivalul Enescu, Horia Berna. Dar tot nu. Trebuie să aduci numai de afară. Iar asta ai văzut-o peste tot pe unde ai fost. Ai fost la Budapesta, cu siguranță, Varșovia, mă refer aici la ăia ca noi. Budapesta m-a impresionat, prima mea ieșire, cred, după anii, după 90 încolo, a fost la Budapesta și... Ai văzut Sezan sau ceva, nu? Da, nu, dar am rămas șocată de câte spații culturale, câte companii teatrale, câte instituții publice, câte companii private, câte... Dar cei care atrag sunt mega evenimentele, mega evenimentele. Și la Budapesta, vezi, ai văzut Cézanne, Gauguin, mari expoziții la noi. Și aici trebuie să... Nu cred că vă e greu să vă aduceți aminte faptul că nu s-a făcut niciodată, nicăieri în România, o expoziție a unui artist mare. Poate și pentru că nu avem spații. Asta vreau să spun. E și acesta o explicație, și a spațiului, și a profesionalismului, dar și a aspirației. Simt nevoia să am o sală Dallas. Mi-aduc aminte când eram în liceu, aveam o prietenă. Nu că n-ar fi. Există. Dar nu mai e. Exact, asta e frumos. Eu aveam o prietenă care putea să facă rost, totdeauna ea avea invitații, era pe vremea comunismului. Da. La sala Dallas, toate marile expoziții, cum apărea ceva nou de afară, la un moment dat am văzut ceva chiar din America. Nu-ți venea să crezi că în anii 80, sigur, au fost. În epoca comunistă, da. am văzut o expoziție adusă din Statele Unite. Toate apariția se duceau acolo. Apariția și dispariția imaginii în arta americană după 1945. Asta să fi fost? Eu nu mai știu, dar eram încântată. Garantat. Deci eram absolut încântată că pot să văd așa ceva, ce vedeam imagini. Expoziție cu Jackson Pollock, da. Cu Rothko, da. Cu Andy Warhol. Da. A fost. Deci nu mi-a venit să cred. Vedeam asta în revistele interzise. Noi nu mai avem acest spațiu, această sală Dallas. Da. Această sală Dallas, care acum e închisă, nu știu din ce motive, că e curis seismic, că nu e curis seismic, nu-mi dau seama care e problema. Problema e că e nevoie de un spațiu de genul ăsta într-o locație centrală, așa, care să adune și să... Acolo publicul bucureștean putea să vadă cele și mai mari noutăți, cele mai ultimele noutăți, da. Național, internațional, erau aduse acolo.
nu era muzeu, nu era galerie privată, absolut, dar era un spațiu de prezentare. E genul de sală potrivită pentru așa ceva. Însă... Asta apropo de faptul că, uite, poate primăria se gândește să facă și asta. Aud zilele trecute, am văzut o postare a primarului general și m-am bucurat că se începe refacerea hanului Solacolu. Okay. Doamne ajută, halul Solacolu pe calea asta moșilor vechi, da. Ceva care dar stă să ruină cadă, totală. O ruină totală, dar gândiți-vă că în momentul, acum ne găsim în hanul Gabroveni, care era o ruină totală. Corect. Hanul Gabroveni nici nu putea să se mai numească, adică nu mai era o ruină, o casă care avea nevoie de reparații, era o coajă de nucă. Pe poți multiplicată tu? Aș putea să intervin acolo, mi-ar plăcea maxim, dar sunt convinsă că mai sunt oameni care capabili și care vor foarte să bine facă și, ar putea și care să-și asume personal. De fapt, aici e problema în România. Da. Că eu mi-am dat seama, de multe ori am spus, da, dar uite, într-adevăr, la mine a fost un efort de 8 ani să se întâmple ca această construcție să devină ceea ce e astăzi. Și satisfacția e mai mare când greutățile sunt mai mari. Corect. După care, peste pot ceva timp, mi-am zis, dacă ar fi fost mai bine și mai simplu, nu mi-ar fi părut rău. Adică poate că s-ar fi putut și, cum e pe afară, nu? Vrem da. O țară ca afară, unde lucrurile funcționează, merg repede. Eu, acest han Solacolu nu se va face în România. Și spun un adevăr acum, dacă cineva nu apare omul, nu și-l va asuma... Da. Cum să spun, dacă nu și-l va asuma personal. Adică de viață, dincolo, exact, dincolo de funcția, de rolul pe care îl are în mecanismul ăsta administrativ, trebuie să-ți asumi personal și clar, să, dincolo clar. De să fii dispus să sacrifici din timpul tău, din nervii tăi, din viață. Chiar să o iei personal, pentru că dacă nu e personal, nu se întâmplă. Clar, nu se întâmplă. Dar pe mine m-a bucurat să aud că e ceva ce va porni. Și atunci, da, iată, e un loc, uite, poate... special acolo, aș zice, pentru ateliere, săl de rezidență. Știi că m-am gândit și eu la asta când văzut declarația că se va face un spațiu cultural. M-am gândit, uite, momentul, ăsta e momentul, ca din hanul Solacolu să se facă acest spațiu mult dorit în care, pe care să-l ofere artiștilor. Din toate domeniile. Un malmezon pe bune. Exact, un malmezon pe bune care să nu fie pe persoană fizică. În momentul ăsta malmezonul e ceva ce și-au asumat artiștii. Da, da, da. Dar eu m-am bucurat. Absolut independent. Și... Dar el are ceva haotic. Da, eu cred că Bucureștiul... Ceea ce e foarte bine. Da. Are Bucureștiul mai are spații și cred că ar găsi undeva un loc... Sunt foarte multe clădiri părăsite. Unde să se nască și această sală d'Ales, să renască o nouă sală d'Ales. Sala d'Ales n-ar avea probleme, cred eu, să renască. Sala d'Ales ca sala d'Ales și să aibă loc acolo expozițiile care au avut loc în anii 60. Nu știu dacă într-adevăr e o problemă de structură, știu că e complicat dacă e un risc seismic acolo și trebuie refăcută și în momentul în care ai o clădire în care mai există și alți locatari, intervin problemele de legalitate, de aprobări, de autorizări. Eu vă spun că am trecut cu asta și încă suntem cu clădirea arcubului vechi din Batiște, unde, deși nu... Arcubul nu mai are nicio treabă, pentru că atunci când eu am fost director la Expo Arte 2 ani și jumătate, am cerut la primărie, dacă tot am fost detașată la Expo Arte, să primesc și acea clădire în speranța că ținând-o lângă mine o să reușesc să conving autoritățile să cumpere bucățica aia care nu mai era a Arcubului, a Expo Arte, dar nu s-a depășit acest moment, adică nu s-a cumpărat, nu s-a întregit, pentru că odată întregită ea trebuie refăcută, fiind o clădire Art Deco. Da, nu știu dacă acolo ar putea să fie, pentru că e o sală de spectacole foarte frumoasă, dar are și foaiere și spații de expunere foarte frumoase. Dar mai sunt locații în București, mai sunt spații. Indubitabil. Și e complicat, deci, asta. Ce lipsește la noi este efectiv voința unor mai multe persoane care să-și asume aceste lucruri. Cineva să-și asume. Voința și, de fapt, continuitatea, pentru că mai în alte dialoguri cu artiști implicați, spunea cineva, am numărat de după 90 încoace, a avut această curiozitate să numere câți miniștri ai culturii, au fost 16. 16? Asta spune ceva. Sergiu Niculescu, am fost 16. Exact, era un film. În sfârșit au fost împușcați toți. Da. Asta spune ceva. Din păcate... Da, și pe măsură ce se schimbă oamenii și timpul trece, problemele se acumulează, și nu mai doar e o în zona problemă asta. Pe care, nu știu, cred că e o problemă de mentalitate.
Bun, trecem și peste asta, că ministrii culturii nu stau foarte puțin, mai puțin decât stau primarii. Inclusiv un primar, din punctul meu de vedere, un primar nu poate să ducă la bun sfârșit ceea ce are de făcut într-un singur mandat. Și mi-aduc aminte aici, exista un primar la Viena care se numea Heupel. Heupel avea, cred că, 5 mandate. Și apucase să facă în orașul Viena lucruri multe. Pentru că în primul mandat, până te lămurești, până dai drumul la proceduri, până dai drumul la studii de fezabilitate, până dai... Nu apuci efectiv să faci lucruri. Deci ai nevoie ca primar de cel puțin 2 sau chiar 3 mandate în care chiar să rămână după tine lucruri. Dar să le faci. Să le faci, efectiv. Nu, și să se și vadă. Da. Ca ministru al culturii sau ca ministru în general, da, ei stau mai puțin chiar. Problema nu e asta, de fapt. Problema este că ceea ce, și m-a frapat la un moment dat, am avut o discuție cu un director de centru cultural din Germania, de undeva. Era tot așa legat de un parteneriat pe care am fi putut să-l facem, niște rezidențe. Și omul era șocat că ceea ce discutase la Ministerul Culturii pe vremea când ministrul culturii era doamna Mona Muscă, în momentul în care doamna Muscă n-a mai fost ministru al culturii și s-a întors pentru că avea un contract, un parteneriat, i s-a spus că nu mai e valabil. Ceea ce nu e normal. Adică, indiferent că astăzi este un ministru dintr-un partid de dreapta și mâine vine un ministru dintr-un partid de stânga, lucrurile trebuie continuate. N-au legătură cu politica, n-au legătură... Nu, cu orgoliile nu, sau... De asta înseamnă nu, n-au legătură cu orgoliul de a zice cel dinaintea mea n-a făcut nimic, ștergem cu buretele, o iau eu de la capăt. Pentru că tu o iei de la capăt, poate ca ministru, ai bunele intenții. Numai că tu nu reușești. Poate să duci nici măcar pe 4 ani cât pe partidul din care tu provii este la putere. Pentru că nu se știe ce mai intervine în interiorul partidului și e schimbat cu un alt coleg din același partid. Aici vine avantajul. Ce faci? Aici vine avantajul inițiativei private. Pentru că aduce continuitate, dedicare. Da, de acord, dar inițiativa privată vine să completeze, ar trebui să, cum e la voi Muzeul Mare, da. Este absolut lăudabil. Că există un grup de oameni din zona privată, da, dedicați. Care au investit, au cumpărat multă artă contemporană, altă modernă. Și au construit, de cumpărat nu mai cumpăra și alții, dar de construit. Da, nu și mai că au vrut nimeni. Să-și pună achizițiile în slujba publicului, adică le-au expus într-un muzeu. Păi anul ăsta, care să zicem, a fost un an distopic, ca și celălalt, am avut peste 15.000 de vizitatori. Iată. Și apropo dar de, nu e normal, adică de vârstă, voi veniți să, ar trebui să veniți în completare a ceea ce face statul român. Nu să veniți să înlocuiți ceea ce statul nu face. Avem multă corespondență, adică pe PR-ul nostru face foarte multe, se angajează foarte multe discuții, pentru că avem foarte multe comentarii pe toate rețelele noastre online. Și frecvent se întâmplă asta, oameni care vin la mare fiind convinși că vin la MNR sau la MNAC. Adică, și întreabă, dar unde aveți Grigorescu? Păi noi nu avem Grigorescu. Păi cum nu aveți Grigorescu? Sunteți un muzeu național, de ce n-aveți? Nu, credeau că au venit. Păi asta sunteți un muzeu național. Sau cu tare. Și e vorba că la un moment dat ajungi un reper, dar ajungi un reper care ocupă în mod abuziv, adică în conștiința publicului, că noi n-am urmărit asta, vă dați seama, niciodată. Mie îmi pare foarte rău că toate găurile nu se finanțează. Eu prima dată când am făcut o vizită la Călin Dan, la Muzeul de Artă Contemporană, și evident am văzut expoziția, am văzut spațiile, cum le au ei acolo, așa cum sunt improprii și e o problemă cu faptul că se intră în aceeași intrare cu împăratul Parlamentului, unde e mega securizat totul. Și... Dar am avut o discuție cu Călin Dan și m-am întrebat de curiozitate care e bugetul pe care voi îl aveți. Și la momentul ăla mi-a spus, nu știu, era acum 3-4 ani, 7 milioane. Pentru Muzeul Național de Artă Contemporană, singurul muzeu de artă contemporană național, e foarte puțin. Pentru că din acești 7 milioane, tu trebuie să-ți plătești 80 și ceva de angajat, salarii, trebuie să ții, să administrezi hăul ăla de clădire, care chiar dacă e doar o aripă a Palatului Parlamentului, vedem aproape zilnic la știri informații despre cum îngheață parlamentarii în clădirea Casei Poporului, pentru că este înghețați dinainte. Ok, e posibil. Da. Dar e foarte complicat. Asta o dată, că nu au un spațiu propriu, dar mi s-a părut foarte puține.
Foarte puțin. Noi avem un buget și mai mic și personal și mai mic, acum, după cum știți. Da, contează aici depinde și cât de multe implicați. Dar pentru dimensiunile unui muzeu național, când spui muzeu național, deja, nu știu, mă gândesc la muzeele mari, naționale, de afară, pe care le-am vizitat și îți imaginez că acolo se investește. Și iată că, dar de fapt, doar imaginație. Mai ales că, apropo de achiziții, că vorbeam mai devreme, Muzeul Național de Artă Contemporană, în 2020, în contextul acesta declanșat de pandemie, a ajuns să facă a doua oară achiziții de când a fost deschis. Deci prima dată au fost făcute achiziții... Acum 12 ani. Da, da. Deci nu e normal. Plus, mergând mai departe, te uiți, cum spuneai și tu, la condițiile în care sunt ținute lucrările. Exact. Ce se întâmplă cu ele, exact. Important. Faptul că se ajunge la situații în care, eu știu, sunt săli care sunt infestate cu mucenac, gai negru, deci lucruri de astea de nu vrei să le auzi, că se întâmplă într-un muzeu. Niște... Absolut. Destul că s-au împrăștiat, știu, discuții că pe în epoca de dinainte, foarte multe lucrări importante, valoroase din muzeele naționale au ajuns prin tot felul de cabinete, cabinetul 1, cabinetul 2, prin tot felul de cabinete de miniștri. Adică e o problemă, cred, și de patrimoniu, de, pe care nu a stat nimeni să-l pună într-o ordine și într-o... pur și simplu să conspecteze, să vadă câte lucrări avem din alea, câte... Ești responsabilitatea fiecăruia, nu vorba doar de sistem. Aici e ca și cum ai spune, ca și chestia eternă, au fost împușcați Ceașcă și Culeanța și gata, cu asta s-a rezolvat. S-a rezolvat problema, nu s-a rezolvat, ei erau vinovați, doar ei erau vinovați și ideea, sistemul era ticăloșit. Așa e. Dar sistemul cine e? Suntem noi, oamenii erau, până exact, la urmă. Oamenii erau buni și sistemul era ticălos. N-aș zice asta, adică în mod evident sistemul era ticălos și o bună parte din oameni erau ticăloșiți pentru a funcționa într-un sistem ticălos. Dar ticăloșirea înseamnă, la un moment dat, istoric vorbind, da. O generalizare a incompetenței, pentru că ai singura competență este să reziști într-o poziție, dar n-ai competențe pentru a dezvolta aceste lucruri. Pentru că sistemul nu-ți permitea dezvoltarea. Și la fel a rămas și acum. Adică ai intrat cumva în ADN. Ai intrat în ADN. Sistemul este cel care practic spune că e degeaba. Da. Și atunci ai tot felul de oameni care se ocupă de acest degeaba. E o formă foarte simplă de a da vina pe... De a te spăla pe mâini, ca să zic așa. Nu cred că există. Adică atunci când ești... Când, cum spuneai înainte, ai cineva care își asumă să atingă un țel. Nu mai există sistem. E o lipsă de asumare. Nu mai există sistem. Și eu cred că aici de fapt e problema, e că fiecare, voi fără discuție sunteți în sectorul privat, vă asumați până la sânge pentru că vă puneți la bătaie inclusiv propria existență, uneori plătiți din buzunar, vă vindeți proprietăți și faceți lucruri. E o asumare până la capăt, o asumare pe care pe partea asta la altă în sectorul de stat nu o vezi la ce mod, adică la modul că inclusiv un parlamentar, un director, un ministru, un oameni care sunt puși în funcție să reprezinte nația într-un fel sau altul, nu știu, poate că ar trebui să fie măcar o chestiune de orgoliu personal, să spui, domnule, uite, 4 ani de zile am fost senator sau deputat. Am lăsat ceva. Sunt unii care sunt senatori sau deputați de 12 ani, de 14 ani, de 16, de 20 de ani și n-au lăsat nimic, măcar o... Au fost învinși de sistem. Nu există. Adică, știi. Viața ne dovedește că nu există. Dar cred că lipsește această miză. Dacă eu am ajuns într-o funcție, înseamnă că eu trebuie să schimb ceva în bine. Înseamnă că eu trebuie să aduc o îmbunătățire cetății, orașului, sectorului, județului. Să revenim și la oile noastre. Această îmbunătățire poate să fie și în mic. De asta spunea că nu-ți asumă nimic. Adică atunci când vezi în muzee, nu spui care, becher mare, nu? Da. Despre care am și vorbit până acum. Etichetele puse mai mult decât strâmb, cocoloșite, căzute pe jos și 4 supraveghetori, oare? Spărgând semințe imaginare
într-un colț. Da, aici și toată asta, adevărat, nu pot să mai spui că este sistemul ticăloșit. Nu. Când nu, eu iau de pe jos eticheta căzută, probabil, din timpuri imemoriale, de la vernisaj căzută. E de igienă personală. Și o găsesc peste două săptămâni tot în colțul ăla pusă de mine. E conștiința fiecăruia, de fapt. E faptul că oamenii nu conștientizează că odată ajuns într-un loc, ei trebuie să-l reprezinte și îi reprezintă acel loc și trebuie să rămână ceva după ei. Eu de multe ori le spun colegilor, dacă ai avut de măturat într-un colț, fă să se știe că ai făcut-o numai tu. Absolut. Și ai făcut-o cu conștiința faptului că ai dat tot ce trebuie ca să iasă bine. Da. Ține de fiecare, dar aici mai e și o nefericire a celor care nimeresc din greșeală. Pentru că, de fapt, dacă ați văzut, oamenii care ajung să într-un loc în care au ajuns din întâmplare, în care se vede că nu le place. Ce te duci la pâine și omul ăla îți aruncă pâinea sau banii. Este clar că el e nefericit în meseria pe care o face. Adică dacă ar exista cât mai mulți oameni fericiți cu ceea ce fac, asumați în ceea ce fac, ar face-o cu plăcere. Voi ați văzut de fiecare dată când există pasiune, lucrurile ies bine și se simte. Se simte la toate nivelurile, și când întâlnești un tehnician de scenă, și când întâlnești nu numai la cei la cel mai mare nivel. E vorba de a pune pasiune. Foarte bune, țin minte și acum și am folosit la mare. Da. Nu știu dacă ți-au zis, i-am plătit în afara timpului. Nu mai știu, dar nu știu că am văzut oameni dedicați la tine. Am văzut oameni dedicați la tine și am zis, nu, sunt foarte bun. Adică trebuie să-ți placă ce faci, da. Și atunci te respecti pe tine, respecti munca pe care o faci. Absolut. Și evident că îți place, pentru că atunci când întâlnești acest tip de om nefericit cu meseria pe care o are, dar spuneam, de fapt, este o formă de incompetenție cultivată. În timp, istoricește, spune nefericit. De ce ești nefericit? Pentru că, de fapt, ocupi în mod nejustificat absolut locul ăla. Nu-ți place, nu înțelegi ce faci acolo. Nu înțelegi, ești exact. De fapt, incompetent. Ești incompetent și atunci nu-ți pasă. Exact. Nu-ți exact pasă, adică nu-ți pasă. Ți se pare că eticheta aia, dacă stă pe jos, dacă stă lipită pe perete, dacă e dat, dacă e strâmbă, e tot aia că la sfârșit că programul se încheie la 4 și tu ai aici plecat acasă. Aici e o chestiune pe care, nu știu, e o chestiune de educație, pe care ar trebui să ne-o inoculeze școala, încă din primii ani de școală. Unde să te gândești bine, eu îi spuneam fiicei mele, indiferent ce alegi să faci, poți să vrei să faci o facultate, poți să vrei să te duci să faci coafeză, manicuristă, habar n-am ce-ți place, hairstylist sau cum se cheamă ei acum, ca să nu zici frizer sau coafeză, orice vrei să faci, important e să plece dintr-o dorință, dintr-o bucurie, dintr-o plăcere, că îți place să faci lucrul ăla. Să fii tu însuți. Și dacă îți place să faci lucrul ăla, garantat rezultatul și mulțumirea celui care beneficiază de serviciu pe care tu îl oferi, va fi garantat. E adevărat, dar eu cred că există o penurie de oameni care să inspire noile generații, din păcate. Probabil că e pentru și că asta, da. Eu, având copii, două dintre fiicele mele sunt la școală. Fiind online, am fost martoră la actul pedagogic, e jale. Două fete și amândouă cu probleme când vine vorba de școală, da? Deci la Tonița, că tot vorbim de artă, zona artei vizuale. Nu există clădire, deci copiii sunt practic ținuți mai departe pe online pentru că nu s-a rezolvat problema clădirii. Cealaltă, din cauza că școala este suprapopulată, învață într-un subsol. Deci, de asta spuneam mai devreme, că de fapt s-au acumulat foarte multe probleme din toate direcțiile și de fapt suntem extraordinar de conectați și lucrurile sunt conectate între ele. Din lipsă de educație se perpetuează niște comportamente care ulterior ajung să ne afecteze pe toți, de pe fapt. Toți, așa este. Și știi cum era Moise care a stat 40 de ani să își ducă poporul la pământul promis? De ce 40 de ani? Mi-a spus o poveste un bun prieten și mi-a zis, măi, a trebuit să dispară o generație care avea un anume tip de mentalitate, mentalitate de sclav. Și noi avem niște tare, așa cum spunea și Ervin, avem acea grefă de ADN pe incompetență, pe lipsă de interes. Pe merge și așa. Da, trebuie să scapăm de ele. Asta a fost foarte bun, asta cum e așa. Țin minte când am început muzeul, eram împreună cu Roger Jacuri, fondatorul muzeului, și se lucra, evident, la muzeu. Și vorbeam cu un inginer, cu un contractant. El zice că este bine, merge și așa. Și atunci Roger zice, în România, el cetățean român, evident de origine libaneză, în România, de când am venit, lucrul care mai zbice care este, mai tare, de altfel, este că merge și așa. Care este, de altfel, făcut cetățean de onoare al orașului. Da, al orașului București.
Zic, merge și așa, zic, asta la mine n-a mers niciodată așa. Noi vom face doar așa cum vrem noi. Așa. Nu merge așa. Asta ar trebui să și așa am ținut-o să fie numai așa cum vrem noi. Nu, dar chestia, merge și așa. Da, să mergă, domnule. Nu, trebuie așa sau așa, în funcție de cum ai nevoie, în funcție de cum trebuie să fie. Asta este tipic românesc, că merge și așa. Roxana, mă întorc la galeria ta, la Galeria Mobius și la faptul că tu, care vii, ai studiat literele. Și mi s-a părut foarte interesant, de fapt, într-un fel firesc și normal, că tu combini la galeria pe care o conduci și pe care o ai, că ești patron de galerie, ești un antreprenor curajos, tu combini foarte frumos proiectele de literatură cu cele de artă vizuală, pictură. Cum faci? Instalații? Bine, am avut într-adevăr un proiect în care chiar am mers în direcția asta și am lucrat cu scriitori și artiști vizuali și a fost un proiect vechi, deja din 2014, a rezultat o carte, dublă expunere, care la rândul ei a generat o platformă de discuții. În continuare mi se pare important și interesant dialogul dintre actanții cultural din diverse zone. Și bun, am păstrat nota aceasta în sensul că am continuat să public cataloage și cărți de artist în măsura în care am putut. Totdeauna un proiect editorial e un efort destul de mare, da. Mai ales că vorbim de publicații care au un anume aspect, trebuie să fim atenți la partea estetică, la cum se formulează întreaga carte în final. Da, e o zonă în care îmi place și mă joc în continuare. De altfel, am în minte acest proiect pe care nu am reușit încă să-l încep, Aesthetics of Life, esteticile vieții, unde sunt foarte curioasă să pun în discuție oameni din zone diferite, pornind de la ideea de estetică, pentru că românilor le lipsește această dimensiune. E suficient să mergem puțin pe stradă, chiar dacă intervine de la un punct încolo un soi de rutină a retinei. Te obișnuiești cu zidurile astea jupuite, da, da. Dar sunt momente în care stai și... De ce e așa, de fapt? De ce e așa? Și mă interesează dialogul în direcția aceasta. Cred că oamenii ar avea mult de câștigat dacă s-ar opri puțin asupra frumuseții, idei de frumos și asupra poeziei din jur, pentru că există poezie. Așa. Și trebuie doar să o vedem, să o revizităm, să o începem, să o exprimăm. Și, bun, asta încercăm să... Oricum, este o linie pe care din ce în ce mai mult o urmează toate artele, adică combinațiile astea dintre muzică, dans, Da, sunt inerente. Înainte existau... Nu mai există teatru ca teatru, dansul ca dans, ele se combină foarte frumos și asta e minunat. Am văzut și la voi la mare, de altfel am și colaborat într-un proiect de genul ăsta. Și cu dansatorii contemporani, cu Cosmin Manolescu, știu că ai lucrat. Dans la mare, s-a și numit... A fost finanțat și de AFCN. Am descoperit în muzeul nostru un teatru, am descoperit în muzeul nostru o sală de concerte, am avut muzică clasică, muzică experimentală, muzică folclorică. Și ce bine merg împreună. Da, absolut. E important să ai această platformă, e important să ai un Dallas de felul acesta, sau mare, că n-am vrut să fim un Dallas, care e automat multifuncțional pentru că publicul este multifuncțional. Noi nu avem public care să vină să vadă doar artă. Doar pentru asta. Dar asta pentru că există și o nevoie foarte acută de conținut, da, să știi. Da. Pentru că eu cred că oamenii au nevoie și asta ne arată că suntem destul de în urmă cu partea asta de educare a oamenilor. Eu am încercat să dezvolt în cadrul galeriei mai multe programe în direcția aceasta, pentru că mi-am dat seama că dacă nu ajutăm la educarea oamenilor, la o mai bună înțelegere a fenomenului de artă contemporană în România, o să ne izbim de aceleași ziduri. Adică există... N-ar fi util un dialog între voi și educatori, cei care se ocupă de educație, Ministerul Educației? Încă din noiembrie 2018, la o lună după ce am deschis, am lansat primul program de educație de mare de mic,
Și după aceea l-am dezvoltat, în special anul trecut, odată cu Fabrica de Sens, care e finanțată de AFCN și de Unicredit. Și avem 3 programe de educație pe săptămână, miercurea, sâmbătă și duminica. Anul trecut am avut 889 de copii. 889 de copii. Asta însemnând copii de la 6-7 ani până pe la adolescenți. Ați colaborat adolescenți. Cu ministerul sau cu inspectoratul sau ați făcut-o pur și simplu doar voi? Am făcut-o pur și simplu doar noi. Da. Aici cred că ar fost finanțările pe care le-am menționat, am avut colaborări cu mai multe asociații și fundații. Uh-huh. De pildă, avem în interiorul acestui program, Fabrica de Sens, un modul dedicat copiilor cu dificultăți auditive, hipoacuzici. Uh-huh. Pentru că în perioada aceasta, în special în perioada pandemiei 2020-2021 și din s-au păcate... S-au accentuat anumite probleme. Nu numai că s-au accentuat, uitați, cei care ne filmează au măștile pe față, nu? Uh-huh. Un copil hipoacuzic, de obicei, chiar dacă are implantul cohlear făcut, citește de pe buze. Cum citești de pe buze când îți vorbește cineva care are mască? Că de multe ori nu ne auzim. Pentru că și-am realizat că, de fapt, noi coroborăm, adică auzim mișcarea buzelor. Mișcarea buzelor. E bine, la un copil care se ghidează după mișcarea buzelor, a avea mască în fața lui, ești practic mut și tu. Da. Și atunci am socotit că acest program, care este dedicat lor, îi ajută la exprimarea prin gesturi, prin desene, care se suplinească într-un fel. Ce frumos ar fi fost dacă ar fi venit chiar Ministerul Educației sau Inspectoratul Școlar către voi. Spun sincer că către Inspectoratele Școlare am mers prin primărie. Uh-huh. Am mers cum se merge la zidul ăsta. Am dat de 2-3 ori cu capul în el și până am zis, băi, stai puțin. Zidul nu se sparge, se sparge capul. Și am zis, de ce să-mi sparg eu capul de un zid când pot să fac pe cont propriu, prin asociații, fundații? Nu s-a mers nicăieri. Iar Ministerul Educației, în relația cu noi, a fost sublim. Adică a lipsit cu desăvârșire, în sensul acela, absolut, de sublim? E prima dată când și realizez că am încercat cândva o chestie, dar nu exista nicio cale de acces. În raport cu inspectoratul, repet, am ajuns până în punctul în care era cât pe acest să se întâmple întâlnirea noastră cu directorii de școli, de la toate primări, totul era cât pe acest să se întâmple și a căzut. Dar cu Ministerul Educației a fost pur. Nimic. Deci nu s-a reușit absolut nimic. Aici e iarăși o mare problemă, că nu se înțelege. Există o barieră foarte clară între sectorul de stat și sectorul privat, independent, antreprenoriat, cum vreți să-i ziceți. Nu se înțelege că, de fapt, dacă cele două lumi s-ar întâlni, ar exista o colaborare extraordinară, pentru că tu, ca și administrație, poți să oferi o platformă, în sensul că poți să oferi locații, poți să oferi chiar bani dacă poți, în timp ce cei care se duc în sectorul independent au acces la, cum spuneai, voi ați lucrat cu asociații. Asociațiile și fundațiile au legătura directă cu publicul. Ei sunt foarte aproape la firul ierbii, sunt de beneficiar. Și atunci tu, ca minister sau ca și inspectorat, nu ajungi mai greu la oameni. Folosește pe cei din sectorul independent, eu asta spun. Dacă vă întâlniți undeva la mijloc, ceea ce poți tu să pui în această colaborare, cu ceea ce pot ei să pună, care sunt foarte aproape și știu nevoile oamenilor, rezultatul nu poate să fie decât unul extraordinar. Dar iarăși nu vrem să ne întâlnim. Rămânem undeva în... Trebuie voință de ambele asta părți. E cumva ceea ce am încercat noi ca instituție și de foarte multe ori suntem priviți ca niște ciudați. Da, voi sunteți aia cu independenții. Exact. Păi, de fapt de asta, de fapt că e nevoie ca cineva să pună împreună aceste două lumi. Da, să fie un triplu ștecher. Și povestea asta n-am realizat-o imediat. Am funcționat și noi ca o instituție undeva sus, acolo, care din înălțimile ei se uita la muritorii de rând. Dar am realizat-o în momentul în care am vrut să depunem dosarul de candidatură pentru Capitala Culturală și atunci cumva ne-am documentat ce înseamnă Capitala Culturală, ce înseamnă proiect participativ, cum e să ajungi la firul ierbii, cum e să te duci. Am fost în parcuri. Am fost în scările de bloc, am stat cu hărțile, cu oameni, în discuții, ce e nevoie. Am discutat cu cei care făceau inițiativele astea de cartier, inițiativa Lacutei, inițiativa... Și am lucrat împreună cu oamenii, am avut doi consultanți de afară,
care ne-au explicat ce înseamnă un proiect participativ și ce înseamnă, de fapt, capitala culturală unui oraș. Nu înseamnă doar așa o scenă unde se prezintă spectacole de peste tot. Nu. Înseamnă efectiv să lucreze toată lumea cu toată lumea. Și atunci, aici, la Hanu Gabroveni, practic, am transformat acest spațiu, care a fost cumva coincis momentul pregătirii dosarului cu deschiderea Hanului, și am transformat acest spațiu într-o platformă în care ne-am întâlnit cu toții, în care cei din sectorul independent au venit alături de noi, cei din sectorul de stat, atât cât au înțeles și cât au vrut, pentru că au fost oameni mai deschiși la minte dintre directorii de instituții care au priceput și au venit alături, alții care s-au întors cu spatele și au criticat și au încercat să obstrucționeze și au blocat și, mă rog, adică, dar numai din această colaborare, adică undeva eu cred că barierele astea se vor rupe. La pentru că nu, da, dar o să ne dăm seama că care cumva capătă în intensitate și capătă oarecare și intensitate și că sunt mai multe lucruri care ne apropie decât care ne separă. Că eu nu am de ce să mă uit la mare și să spună, a, aia, acolo sunt niște unii care au avut bani și care au făcut și să mă uit la ei urât, pentru că nu, am construit și toți s-au dus acolo. Ei au avut bani și nu au cumpărat mașini scumpe sau nu au construit cartiere de rezidențiale unde să câștige și mai mulți bani. Și sau nici voi. Nu facem vacanțele Maldive. Adică ați avut bani și ați investit într-o zonă unde la rândul vostru faceți educație și oferiți cetății lucruri și plus valoare pe banii voștri. Păi îi creștem pe aceia care vor face legile de care ne plângem acum că lipsesc. Clar, e nevoie, fără discuție e nevoie. Dar au existat într-adevăr momente în care părea că se deschide cumva o poartă spre dialog și colaborare, dar ele nu au continuitate. Adică nu are niciun folos faptul că au existat în 2020 discuțiile acelea cu toți actanții de pe scenă, în care se întâlneau cu diverse persoane de la minister pe online și existau discuții. Am mai avut această discuție. Așa, și cu cei și din ce s-a mai întâmplat după aceea? Adică noi nu, de fapt, lipsește conștiința lucrului împreună. De fapt, asta lipsește și există foarte multe orgolii umflate care nu și-au rostul, pentru că fiecare este o rotiță și am putea împreună să creăm într-adevăr un mecanism funcțional. Altfel nu rămânem decât atât, o rotiță. Doar la dacă lucrăm împreună putem. La voi, înainte să închidem discuția, mă întorc un pic la voi, la sigur că există această barieră. Dar cum e în lumea voastră? Pentru că știm, e cumva de renume că în general în comunitățile artistice nu e chiar lapte și miere, nu se iubește toată lumea cu toată lumea. Cum voi reușiți să fiți, pentru că mie mi se pare că dacă voi reușiți să fiți o voce puternică împreună, atunci vă faceți mai ușor auziți decât dacă fiecare dintre voi individualități vă întoarceți cu spatele unii la ceilalți, pentru că eu de fapt am sesizat și această problemă în lucru pentru capitala culturală. Dincolo de probleme de comunicare dintre sectoarele mari, de cele două mari sectoare, independent și de stat, că nu există comunicare, am sesizat că nu există comunicare nici în cadrul. Așa, dar e uman. E uman. Și apoi doar cine nu face nimic nu greșește. Când faci ceva, automat desfaci altceva. Creezi nemulțumiri. Mi se pare bine și pe mine cel puțin, sănătos nemulțumirile și critica și polemica și disensiunea mă mobilizează. Asta este realitatea. Unii trăiesc în consens și speră liniște. Naște concurență. Au nevoie de consens și de liniște. Eu nu am nevoie de consens și de liniște. Super, asta îmi place. Competiția e bună, dar competiția constructivă e bună. Adică cel mai bine să încerci să demonstrezi că dacă poți mai bine, nu decât celălalt. Și dacă vezi că cel de lângă tine a făcut un lucru minunat, să spui, ok, eu pot să-l fac absolut. Și mai bine. Asta nu ai cum să nu recunoști când vezi conținut de valoare la celălalt. Dar nu discutăm de colaborări sau de sprijin? Ba da, există colaborări. Există colaborări între ei. Există multiple colaborări. Deci asta este indiscutabil. Colaborăm cu dușmanii noștri cei mai buni întotdeauna. Dușmanul cel mai bun, asta sună foarte frumos. În special cu sectorul de stat, adică colaborarea Muzeului de Artă Recentă cu muzeele de stat din țară și cu muzeele de stat din străinătate, pentru că am spus lucrările ale noastre de la Pompidou până la Muzeul din Peci,
trecând prin alte muzee din Belgia, Polonia, Cehia, Slovacia, Italia, mă rog. Am expus peste tot, dar am expus la Constanța, muzeul din Constanța, am expus la Craiova, de mai multe ori expoziții concepute împreună cu muzeele acelea, Oradea, Timișoara, cu nenumărate am colaborat. Oricum, mi se pare că orice inițiativă, cum e inițiativa voastră, care s-a născut relativ recentă, nouă, galeria și alte galerii ale voastre, nu fac decât să ajute sectorul să se dezvolte, să catalizeze în jurul lui și să inspire și pe alții să facă același lucru. Pentru că ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi decât Muzeul de Artă Contemporană, Muzeul Național de Artă, Doamne? Dar ar fi foarte trist. Ar fi o liniște plicticoasă, până la limita plictisului. Bacoviană. De plumb, de-a dreptul, dar apăsătoare, exact. Adică a început și o vreme a bacoviană. Am impresia că nu e suficient. Da, trebuie mai multă efervescență. M-am bucurat că au mai apărut galerii anul trecut. IOMO, acolo l-a combinat. Se mișcă. Combinatul începe încet să zunze. Da, mărturisesc că acolo la combinat mi-ar fi dorit foarte tare pe vremea când eram la Expo Arte. Mi-aș fi dorit să luăm și noi un spațiu și să dezvoltăm galeria municipiului. Din păcate nu mi-a ieșit, nu s-a înțeles la momentul ăla. Dar merge, de asta spunea, că s-a trecut foarte peste tare momentul să fim și noi acolo, pentru că s-a creat o comunitate artistică în zona asta artelor vizuale. La Malmezon. Foarte frumoasă, da, și Malmezon la fel. Dar vedeți cum se nasc în mod organic. Organic, păi da, privat. E nevoie. Da, da. Și mai este loc, să știți, adică să ne înțelegem. Nu e ca și când avem prea multe spații independente sau prea multe galerii. Asta mă bucur galerii. Că spui, Roxana, mă bucur foarte tare, pentru că ar trebui să se înțeleagă asta la nivelul autorităților, că nu sunt prea multe, din potrivă. Suntem foarte departe de a fi măcar Budapesta. Da, apropo de efervescența și culturală și de publicului. Și să nu ne așteptăm să avem un public educat, atâta vreme cât, exact, cât nu sprijinim apariția a noi și noi forme de manifestare, a noi și noi spații culturale, a noi și noi instituții, a noi și noi trebuie, e dovadă de sănătate. Urăsc să aud că cu un festival, dacă n-am fi făcut festivalul, am fi astupat nu știu câte gropi. Nu mai trebuie să existe această discuție. Da, nu mai trebuie să existe această discuție. Apropo de festivalul UNESCO, eu am un prieten care vine de la New York și care mă sună tot timpul și îmi spune, te rog, ajută-ne. Ne e frică că nu o să reușim. Noi vrem să venim în România și vin odată la 2 ani special pentru festivalul UNESCO. Și atâția alții. Special pentru festivalul UNESCO. Iacă-te, tu rămâi în România și nu pleci niciunde, deși poate avea ocazia. Adică nu fiecare, odată la... Vom vedea vreodată și cu asta o să încheiem discuția și sper din suflet să vă mai am oaspeți, pentru că mai sunt lucruri de făcut și sper să ne mai întâlnim pe lucruri pe care voi o să le faceți, cu totul și cu totul noi și minunate și sunt convinsă. Dar oare vom ajunge vreodată măcar... Ce să zic, 10%, 20% Art Basel, că ne-am văzut la Art Basel. Deci eu am fost total impresionată, șocată de ce am văzut acolo. Prima dată când mergeai? Era prima dată. Da. Deci mi s-a părut am ceva, să te întreb atunci asta, un rai. Da. Ceva, e bine minunat. Să aspirăm, dar trebuie să rămânem și realiști. De la locație, da, de la locul unde se întâmplă, da, care este uriaș și minunat făcut, da, până la... expozanți, galerii cu artiști renumiți, logistică, artă contemporană, modernă, instalație, oameni care erau într-un fel, adică era atât de frumos. E o altă civilizație. Da. Nu, chiar nu trebuie să pleci de acolo încărcat. Nu, e prea sus. Da, e altceva, e altceva. E altceva, dar putem să creăm propriul nostru altceva. Eu, de pildă, când am construit... Sau măcar un altceva care să semene ca vibrație cu ceea ce am văzut acolo. Nu știu, noi când am făcut mare, am făcut timp de câteva luni un tur al Europei, am fost la 20 ceva de muzee private ca să vedem ce nu vom face. N-am fost să furăm, nu știu ce, ne-am notat, am făcut un chestionar pentru noi înșine, un chestionar cu... Asta nu o să o faci. Avea vreo 24 de... Știi, la fiecare bifam. Aveam 24 de item la fiecare și bifam. Foarte frumos. A, și până la urmă, mare arată ca și cum spun mulți, că arată ca afară, dar nicăieri afară nu găsești ceva ca mare, adică
L-am făcut să fie altfel. Mă bucur. Dar să zic, nu trebuie Art Basel, ne trebuie un târg al nostru, ca la, da, un târg al moșilor, dar de artă. Să nu intrăm ca la moș. În formele fără fond, știi, să copiem ceva care se potrivește și care... Dar am zis, măcar ca vibrație, măcar ca atmosferă să existe, chiar dacă nu ceva similar. Mie mi se pare interesant faptul că au început să existe companii private care fac achiziții de artă contemporană. A fost recent cazul unei bănci, companii care închiriază lucrări. Da? Deci există. Și în afară, lucrul ăsta nu este ceva extraordinar. Și de ce? Pentru că statul vine cu niște scutiri de taxe și impozite. Ceea ce, iată, ar fi o chestie foarte simplă de făcut, că tot întrebai ce-i de făcut. Da, uite, da, asta, da, de exemplu. Cum poate să sprijine? Da, sunt clădiri, sunt companii care au dedicate spații pentru galerii sau spații independente, cum e la Strabag, da? Deci acolo există și un premiu. Iată, la noi nu sunt. Sunt premii, pe, mă roade de mult chestia asta, că nu avem... pe zona aceasta, în afară de ce se întâmplă la UAPE, nu există premii, nu există un context din ăsta concurențial în care să stimulezi oamenii premiindu-i sau... Da. Și statul ar putea să facă lucrul ăsta, ar putea, practic, partea asta cu scutirea de impozite pentru cei care achiziționează artă, care închiriază și așa mai departe și care dedică o parte din clădirea lor sau... scenei, iată, asta ar fi un lucru. Scutirea de impozit ar fi un lucru extraordinar. Noi am încercat, Ana, în această direcție să lucrăm, dar la fel am mers până la un punct și după aceea s-a prăbușit. Da. Pentru că nu există, să fim onești, nu există în Parlament o masă critică de oameni care să fie interesați de asta. Dacă n-ai un lobby puternic pe chestia asta, e cineva care are ideea, dar nu are susținere pentru ea. E o idee care nici măcar nu este o idee, este o practică care ar trebui pur și simplu implementată la noi și atât tot. La fiecare pas că lucrurile nu... Ha. Noi suntem atât de departe de ce se întâmplă pe afară și de lucrurile care, pe care ei le-au rezolvat, chiar dacă au și ei problemele lor, încât noi n-ar trebui decât să alegem modele de bună practică. Exact. Pentru că alții au experimentat înaintea noastră, s-au dat cu capul de pereți, au avut experiențele proaste, au experimentat și au ajuns la formula bună, dacă nu ideală. Da, n-ar trebui decât să facem asta, să spunem cum merge acolo, cred că cum se întâmplă de funcționează. Da, dar cred că nu e suficient, pentru că ei au ajuns la soluția bună, ținând cont de problemele pe care le aveau și cu care s-au confruntat atunci. Și vorbim de o tradiție deja destul de veche, de un istoric. Noi nu avem un istoric destul de mic. Și cred că e important, dincolo de a lua anumite modele și de a încerca să le implementăm aici, e important să depistăm care e structura noastră, care sunt minusurile, care sunt plusurile, cum le putem pune mai bine în valoare, cum putem rezolva acele minusuri, dacă le putem rezolva, dacă nu, cum le depășim și așa mai departe. Deci, eu cred că trebuie să ne... Într-un cuvânt ar trebui o preocupare. Da, să ne focusăm pe ce avem. Deja, Da. Da, mulțumesc tare mult. Sunt foarte multe lucruri de discutat, de vorbit, de aflat. Eu abia aștept să văd ce urmează la voi, la fiecare din voi, pentru că știu că sunteți neobosiți și sunteți jucăuși din punctul ăsta de vedere. Tot timpul căutați lucruri noi. Mulțumesc tare mult și vă doresc un an plin de expoziții, proiecte, artiști interesanți, provocări. În care să ne atrageți și să facem lucruri împreună.